Salut tuturor, astăzi vreau să reacționez la vedete care au consumat substanțe interzise și am ales niște clipuri la care vreau să reacționez astăzi, așa că haideți direct să trecem la treabă. Prima vedetă cu care vom începe și care m-a inspirat să fac acest videoclip este Gheboasa, care acum 3 sau 4 luni avea un clip așa puțin mai suspicios unde spunea că el nu bagă, el nu trage. Să vedem ce spune Gheboasa. Suntem în legătură directă cu Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN. Carmina, bună seara, foarte despre ce este vorba? Nu ne pasă ce este Carmina. Bună seara, din informațiile noastre, în acest moment, la audieri la DICOT Dâmbovița, se află un... La audieri la DICOT, deci treaba e serioasă. Un celebru cântăreț, Gheboasa, despre el este vorba. A fost adus la audieri de astăzi după ce noaptea trecută ar fi fost ridicat din capitală de pe bulevardul Timișu. Deci a fost ridicat din capitală, asta înseamnă că a intrat poliția peste el. Dacă nu mă înșel, există și un clip unde Gheboasa ridicat de poliție și cum i-o spart ușa de la intrare. Și gândiți-vă ce repercusiuni sunt când efectiv noaptea intră poliția peste tine cu, cum îl cheamă cu ăla, de bate în ușă să mă bată tata. Soara, trist, mă, trist, trist, trist. Fiind audiat într-un dosar de trafic de droguri. Potrivit unui deci el e implicat într-un dosar de trafic de droguri. Serioasă treaba, sincer, foarte serioasă. Un comunicat oficial emis astăzi de DICOT Central, ar fi vorba despre un dosar în care inculpat este un tânăr, un minor. De ce este inculpat și un minor în toată chestia asta? Acesta este cercetat și este pus sub acuzare pentru că în luna februarie a acestui an a vândut și a oferit cu titlu gratuit cantități de cannabis, inclusiv, atenție, unor elevi, dar și în proximitatea unor unități de învățământ. Asta mi se pare foarte trist, adică să vinzi substanțe la minori și în apropierea școlii și așa mai departe, asta chiar e foarte trist. Nu știu, chiar stau să mă întreb ce crede comunitatea lui Gheboasa despre el, pentru că n-am văzut sincer niște repercusiuni atât de mari asupra lui, dar e foarte trist, având în vedere că publicul lui e mare parte format din copii, adolescenți, etc. E trist când dai un exemplu de genul și nu înțeleg pentru ce. Te spun că ar fi o oră, două, nu știu câte de relaxare, dar come on, dacă nu te poți relaxa prin alte metode, ai atâtea alte metode prin care te poți relaxa. În acest dosar. Și mai ales ca persoană publică, dacă erai persoană privată, adică toată lumea mai vede pe cineva, nu știu, random, care consumă și așa mai departe, dar mai ales ca persoană publică, îi de 10 ori mai grav din punctul meu de vedere. Este audiat celebrul cântăreț, s-au făcut mai multe percheziții domiciliare. Și mai ales toate chestiile astea, vreau să mai spun încă o dată, toate chestiile astea care s-au întâmplat după ce el a anunțat public că el nu consumă substanțe. Adică e atât de trist că pe lângă că îți minți comunitatea, după mai și faci opusul și după mai vii și cu un exemplu negativ la cote maxime. Asta e... Domiciliare astăzi, nu știm deocamdată dacă s-au făcut percheziții domiciliare și la el, dar cu siguranță este audiat de către procurori în acest dosar de trafic. Da, deci treaba e serioasă aici. Chiar sunt curios ce o să se întâmple. Nu știm ce calitate are în acest dosar, dacă este martor, dacă este denunțător, dacă este colaborator sau dacă... Din câte am mai văzut din TikTok-urile lui, ar trebui să fie colaborator în tot dosarul ăsta. Chiar, deci sunt mega curios ce o să se întâmple, dar treaba e foarte serioasă și păcat pentru acțiunile astea. Pentru că nu cred că o duce așa de rău încât să fie nevoit să consume anumite substanțe sau așa mai departe. Mi se pare un om foarte amuzant, foarte funny, foarte energetic. Nu înțeleg de ce ar face chestii de genul. Este pus sub acuzare, însă cu certitudine este în acest moment în fața procurorilor și dă mai multe detalii cu privire la acest dosar. Da. Deci foarte tristă treaba. Îți scriu ce să se întâmple și sper că a fost învățătură pentru Gheboasa toată chestia asta. Așa că vedem ce o să se întâmple în viitor. Acum vom trece la cel mai viral caz, adică la Dorian Popa. Cel mai viral, cel mai peste tot a apărut Dorian Popa, țaca paca, după aceea au postat și el videoclip, deci ne întoarcem în țară, cântărețul Dorian Popa s-a ales cu dosar penal după ce penal, el a fost și consumat la volan, deci asta e foarte nașpa, pentru că până la urmă pui într-o anumită măsură și în pericol alți oameni, deci asta nu e ok. În trafic de polițiști și testat pozitiv pentru consum de droguri. Ne dă toate informațiile colegul meu Bogdan Borza. Bogdan, bun găsit, ce se știe până în acest moment? Bun găsit tuturor, vine
seară s-a petrecut totul în localitatea Domnești, aproape de loc. Deci el a fost prins aproape de casa lui, ok, în Domnești. Doar cu un halat, spun unele surse, iar acesta a fost testat de către polițiști cu aparatul drag. Deci da, aparent chestia asta, că nu mă înșel, și confirmat-o în vlogul lui. Deci a fost prins în halat. Deci erai pe vibe și în halat și la volan. Pe de o parte e funny, dar tristă și foarte periculoasă și gravă toată acțiunea asta din punctul meu de vedere. Hai să continuăm să vedem ce zice nenea de la CNN. Drug test, sau Antena 3, nici nu mai știu exact. Pozitiv cu substanțe interzise. Conform unor surse vorbim despre cannabis. Acesta este substanța la care a fost testat Dorian Popa, pozitiv de către polițiști, însă aceasta nu reprezintă o probă oficială în dosar, cum spuneau și polițiștii, pentru că știm că testul acesta mai greșește. Da. Asta am auzit și eu, chestia asta, că mai greșește testul ăsta și există foarte multe exemple unde greșesc teste de gen drug test. Ideea e că la Dorian Popa s-au făcut și teste de sânge după ce a ieșit pozitiv și au venit și foarte rapid. S-au discutat despre chestia asta foarte mult, că testul lui a venit într-o săptămână, când de obicei ele vin într-o lună. La așa, spital, așa, pentru a fi prelevate și niște probe biologice, da, pentru a se stabili mai devreme exactitate dacă acesta a consumat sau nu cannabis, pentru că el a declarat polițiștilor că nu a consumat, ci a inhalat de la altcineva la o petrecere la care a participat. Dorian Popa a rămas fără... Da, asta e o mică scuză. Din păcate nu funcționează, că își dau seama oameni, probabil după intensitate, după gramaj, după I don't fucking know, după ce criterii se iau, dar n-ai strike. Permisul de conducere i-a fost suspendat până la rezultatele oficiale din partea Institutului Național pentru Medicină Legală și de asemenea a fost deschis și un dosar penal pentru conducerea sub influența substanțelor interzise. Și pe lângă toate aceste lucruri, bă, ce repercursiune au avut Dorian Popa și prin ce faze au trecut atunci la momentul respectiv, asta cred că mi se pare și mai trist pentru el și, nu știu, încrederea care și-a pierdut-o față de abonații și de urmăritorii lui. Acum ce pot să spun, sper să nu-l mai vedem în astfel de ipostaze și să continue cu ceea ce făcea până acum, pentru că o făcea foarte, foarte bine și, Doamne ajută, îi doresc tot binele în continuare. Bun, acum vă întrece la Mutu și dacă nu mă înșel, spusese la un moment dat că tot evenimentul ăsta a costat cariera lui în fotbal și era, dacă nu mă înșel, o carieră foarte bună și strălucită. Pe lângă asta l-a costat imaginea în fața milioane de români, adică știu că a fost o dramă foarte mare în perioada respectivă. Haideți să vedem ce spune la podcastul cu Măruță. Du cocaină. Era pentru prima dată când auzeai chestia asta, băi, Mutu, ce s-a întâmplat? Ce ăla a fost? Exact. Și asta a însemnat decăderea. Da, nu, asta a însemnat o greșeală. Și normal că vine și decăderea cu ea, pentru că nu ai cum. Da, deși el spune chestia asta că a fost o greșeală. Greșeala parcă sună puțin inofensiv, că pare că ai greșit. De fapt, ar trebui să-ți asumi când faci o chestie de genul, din punctul meu de vedere. Dar și decăderea. Deci e fix ceea ce am observat la toate persoanele până acum. Greșeala care e asumată și după aceea decăderea. Deci repercursiunile pentru evenimentul respectiv. Iar din exemplele astea puteți să vedeți de ce nu se merită să consumi sau să găsești un refugiu în astfel de chestii. Trebuie să-ți asumi și să fix ce spuneam. Te confrunți cu situația respectivă și normal că nu ai cum să faci. Am trecut, uite, au fost 6 luni groaznice din viața mea în care am fost, așa să spun, în iad și m-am întors. Deci, vedeți cum, și voi cum descrie toată situația asta. Pentru 6 luni am fost în iad. Gândiți-vă un pic prin ce a trecut omul ăsta. Pe lângă toate problemele, dacă nu mă înșel, legale pe care le-au avut. Și în ce situație psihică s-o regăsit în momentul respectiv. Gândiți-vă puțin și media. Deci gândiți-vă puțin pe lângă toată starea lui psihică, cred că și problemele legale, după aceea și mediatizarea cazului acesta, pentru că atunci, pe vremea respectivă, a fost un mare circ cu toată chestia asta. Și gândiți-vă cum s-au simțit în mijlocul circului ăsta. Deci, bun, acum vom trece la Bromania, care a consumat fix aceeași substanță ca Mutu și chiar scurs ce s-a întâmplat aici, pentru că mă înșel, el a fost unul dintre primii youtuberi care au fost prinși cu substanțe la volan și a fost și atunci un mare, mare circ. Haideți să vedem. Bromania a fost condamnat de instanță pentru că... Deci, el a fost condamnat, asta înseamnă că deja a fost proces. S-a discutat ce s-a discutat, hai să vedem ce a rezultat din această condamnare. În urmă cu 2 ani a condus drogat vloggerul. Deci acum 2 ani a condus drogat. Ok. A primit o amendă penală de 10.000 de lei după ce la un control. Și a primit doar o amendă de 10.000 de lei. Nu știu, mi se pare, bă, nu știu dacă doar mie mi se pare foarte mică amenda asta de 10.000 de lei, că te-ai urcat la volan drogat cu drog de mari risc, pui viața în pericol a super mulți oameni, deci și pietoni și alți conducători auto, primește o amendă de 10.000 de lei, permisul tras pe dreapta 3 luni și aia e.
dar mi se par niște percursiuni foarte slabe din punct de vedere legal, sincer vă spun. De rutină a fost ras pe dreapta de polițiști, testat, iar rezultatele au ieșit pozitive la cocaină. Matei Dima a recunoscut acuzațiile și a încheiat un acord de recunoaștere. Da, deci au recunoscut toate acuzațiile, într-o anumită măsură și-o asumat toată chestia asta, dar din nou, foarte zis, mai ales când poți să iei un Bolt sau un Uber, te costă 1 milion, bă, dar nu știi cum îți reacționează corpul și efectiv, nu știu, dai peste cineva sau, Doamne ferește, faci un accident sau așa și efectiv strici viața altui om doar din prostia ta. Puterea vinovăției a susținut însă că nu... Și asta e de apreciat, sper că măcar asta e de apreciat la Gheboasă, că el nu a fost prins la volan, dar fac pariu că dacă și el a fost prins cu substanțe acasă, că și el a condus la rândul lui. Asta e... S-a drogat înainte de a se urca la volan și că ar fi consumat substanțe psihoactive cu câteva zile înainte. Asta mai e și chestia, că nu știi când o consumați, dacă înainte să urce la volan sau așa mai departe, dar totuși, dacă știi că ai consumat acum câteva zile, bă, așteaptă și tu o săptămână, două, trei, știi? Adică ca să fii sigur că nu mai ai nimic în corp, da, nu știu. Mi-e și foarte greu să dau o părere concretă despre subiectul ăsta, pentru că, na, nu sunt doctor, nu știu cum se comportă corpul atunci când consumi anumite substanțe, dar e foarte gravă chestia asta din punctul meu de vedere, mai ales când, repet, ești la volan și pui viața în pericol altor oameni, nu numai a ta. Iar acum avem ultimul caz pe care l-am găsit și este cu Guess Who. Haideți să vedem ce s-a întâmplat aici, pentru că nu prea știu foarte multe chestii despre acest subiect. Cântărețul Guess Who a fost prins drogat cu cocaină la volan. Deci toate ultimele trei vedete au fost prinse cu cocaină și toate la volan. Asta e, băi, vere, nu înțeleg. Băi, e atât de ieftin un Bolt, un Uber. Cum e posibil tata așa ceva? Nu știu, e penibil. S-a întâmplat în capitală. Artistul ar fi fost testat cu aparatul drug test și a ieșit pozitiv. Cu mai multe informații este alături de mine colegul meu Bogdan Borza. Bogdan, ce știm în momentul de față, în clipa în care a fost prins de poliție și a fost testat cu aparatul drug test, ce se întâmplă mai departe? Automat este dus și la Institutul de Medicină Legală. Și asta e altă chestie. Bă, fac pariu că și dacă ești pe orice fel de substanță, bă, nu poți să conduci la fel cum ai conduce normal. Și clar ești cu ceva în evidență și clar o să te oprească poliția, așa că nu poți să înțeleg raționamentul ăsta, știi, de parcă tu fentezi sistemul, știi, adică tu ești mai deștept ca alții și lasă că te prefaci, tu nu se întâmplă nimic. Pentru a fi prelevate probe, care e procedura în momentul acesta? Bun găsit, Lorena, în jurul orei 13:30 astăzi, polițiștii brigăzii rutiere aflați în exercitare atribuțiilor de serviciu au oprit în sectorul 1 un șofer. Vorbim despre un bărbat de 37 de ani, iar conform unor surse este vorba chiar despre cântărețul Guess Who. Acestuia i-a fost făcut un drug test, iar în urma acestui test a ieșit pozitiv, conform unor surse, la cocaină. Ulterior, acesta a fost transportat de către polițiști la sediul Institutului Național pentru Medicină Legală pentru a fi prelevate și niște probe biologice. De asemenea, a fost deschis și un dosar. Pe lângă toate repercusiunile, mai bine și dosarul penal. Nu e ok sub nicio formă chestia asta și tot stresul pe care îl ai după cu du-te, dă declarații, fă aia, astea penal foarte în rem în acest astea. Moment pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive și vedem că sunt foarte multe cazuri în ultima perioadă, iar polițiștii... Nu știu din ce an e exact reportajul ăsta, presupun că e acum un an sau doi, nu știu 100% sigur, dar și atunci atât de multe cazuri, din punctul meu de vedere, luate alte măsuri. Dacă sunt atât de multe cazuri, ar trebui luate alte măsuri. Fac foarte multe opriri dintre acest fel în care șoferii sunt opriți și testați pentru drug test, probabil ca urmare a accidentului care a avut loc în stațiunea 2 mai, atunci când știm că un șofer drogat a... Deci cazul ăsta e destul de recent, pentru că aici făcea referință la Vlad Pascu, nici nu are sens să vorbesc despre el în video ăsta, pentru că e sub orice critică și sub orice măsură de a vorbi despre omul respectiv, dacă poți să-l numești om. Dar e destul de recentă chestia asta. Deci e un trend aparent să te urci la volan după ce te... Nice, bravo! Cam astea au fost și vedetele la care am reacționat. Puteți să observați cât de multe repercusiuni există după ce faci o astfel de greșeală și nu vă recomand la niciunul dintre voi să consumați orice fel de substanță. Foarte tești și am rămas foarte șocat câți dintre ei au condus după ce au consumat astfel de substanțe și au pus în pericol viața altor oameni. Așa că cu acestea spuse, vă mulțumesc super mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Eu am fost în Pistul, numai bine, pa!